Conducerea operatorului zonal de apă și canal APA Service promite acum câteva săptămâni că nu va face deconectări în perioada sărbătorilor pascale. Deși societatea urmărește îndeaproape încasările și a creat chiar și un serviciu de recuperare a creanțelor, datornicii pun încă probleme, motiv pentru care încasările sunt urmărite cu atenție și uneori operatorul mai face și deconectări de la apă. Avem 3 săptămâni, inclusiv aceasta în care suntem, în perioada în care nimeni din cei care nu și-au respectat clauzele contractuale respectiv n-au plătit sau aveau datorii foarte vechi, n-a fost deconectat de la sistemul de apă și canalizare. Societatea anunță că în perioada sărbătorilor nu au fost înregistrate niciun fel de probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă. În perioada sărbătorilor s-a consumat apă multă și de calitate, lumea a fost relaxată și din acest punct de vedere. La asemenea sărbătoare, orice mic disconfort ar fi produs, eu știu, momente mai neconforme cu starea emoțională a giurgiuvenilor. Perioada imediat următoare este urmărită de operatorul zonal de apă cu foarte multă atenție, pentru că neîncasarea banilor la timp poate bloca unele proiecte de investiții. În perioada următoare, dacă nu vor înțelege și sunt sigur de treaba asta, fără să reprezinte o certitudine 100%, să plătească serviciu, atunci voi fi obligat. Vă spuneam de fiecare dată și spun cu orice ocazie, este ultimul lucru pe care mi-l doresc în relația contractuală cu cineva. Nimeni n-are nimic de câștigat. Se creează și stres, lumea este supărată, unii înțeleg, alții nu. Noi la fel nu facem față cheltuielilor materiale pentru că nu încasăm serviciu. Deci, încă o dată, este ultima dorință a mea și a colegilor noștri de a face deconectări pe motive de neplată sau oricare alt motiv. Operatorul a mai făcut cunoscut că în continuare va anunța din timp oprirea difuzării apei în cazul unor reparații sau avarii și că aceste sincope în alimentarea cu apă nu vor dura mult.